Are cineva să-mi împrumute și mie 46 ore în plus? Nu? Eram sigur că mă pot baza pe voi. Sigur ați sesizat de departe cel mai nesemnificativ eveniment al săptămânii trecute, în afară de revenirea Apropo TV în grila de programe. Am început eu să descoper cum aș putea să am în puțin pensia. Intrând pe YouTube. Aș surprinde maxim, cred că și pe mine. Bun, am făcut-o și pe asta. Mai rămâne să mă apuc de Fortnite. Noroc că nu mai am timp. Iau zilnic meditații ca să intru și eu măcar în clasa 0. Pe undeva aș zice că am apucat-o pe drumul bun dacă am reușit să trec de slime fără să devin dependent. Cred că aș putea să mă apropii încet încet de trap, dar o să fac cu grijă să nu intru în conflict cu propriile mele limite. Papuce Gucci! No, pentru asta nu sunt încă pregătit. N-am dat nici măcar sala, ce să caut direct la traseu. O să o iau ușor și mai pe ocolite. Azi o să mă opresc puțin la... Știu, Mihai Eminescu. Iată o variantă. Dar ce treabă are Eminescu cu trap-ul? Da, uite, Eminescu lângă Pablo. O să ajung departe, jur că toți o să mă știe. O să-mi ia interviuri în întreaga galaxie. O să dau autografe, Pablo, dă-mi și mie. Ia cu gheață, carderă, nemuritor ca Eminescu. Nu știu de ce zice lumea că generația asta tânără e doar pe Fortnite și pe nu știu ce. Uite, bă, tată. Da. Pablo Eminescu, știi, așa un fel de Pablo Escobar. Da. Pablo Eminescu. Dar fii atent ce are pe frunte. Bandana Gucci. Păi asta zic, trebuie să le arăți că, bă, eu sunt și vagabond din școală, da, generală, da, cea sau chiar primară. Sunt și modern. Da, sunt modern, sunt fresh, dar și, sunt și cu capul acolo, la litere. Mixtone Music este un fel de label-ul care produce cei mai tari artiști pentru copii. Să știi că îmi place că au strecurat și un Eminescu aici. Da, cunoaștem pe tatăl băiatului. Da? Da, și pe el știm, da. Ne-am cunoscut pe aia și e un băiat din Iași, e tare simpatic. Muritor ca Eminescu. Asta e un fel de sus ca Jordan, dar pentru copii care sunt în școala primară. Altfel, eu nu cred că vreodată cineva și-ar fi putut imagina un trio mai frumos decât Jordan, Gucci, Eminescu. Ăla e Jordan, Gucci, Eminescu. Este, după părerea mea, trio perfect. Fresh, hip și old school în același timp. Ma da, de Eminescu de autografe, oare? Poze nu făcea. Adică selfie-uri cu fanii, știi? Și sunt reperele generației lui. Iar e vorba de sinceritate aici. Da. Copilul își dorește să fie popular. Chestia fascinantă, generația ta versus generația mea, da, este că acum mai poți să cuantifici popularitatea asta în numere concrete. Da. Ceea ce poate fi și bine și rău. Să știi că în mulți naște cumva o criză din asta de ego, copil fiind. Și în multe fete. Sunt multe fete care își doresc, băi, vreau să am 10.000 de follower pe Insta, vreau să am 100.000. Poate o să facă niște lucruri care nu sunt în caracterul lor, poate să ajungă acolo. Dar pe de altă parte e și o libertate din asta foarte frumoasă. Și din nou, cred că copiii ăștia care cresc pe social media o să iasă mult mai învățați și adaptați. Și sigur mult mai curajoși. Și mai curajoși. Și o să fie ei. În primul rând sunt ei. Da. Ei simt pe undeva, mă, că artiștii zilei de astăzi s-ar mai repede. Acum s-a ard mai repede și artistele s-a ard mai repede în ziua, dar... Pe internet, oricum, mai mult ca oricând, e attention span-ul cel mai mic, atenția de atenție cea mai mică, de ce își dorește foarte bine ce își dorește. Bravo, Pablo! Auzi, mă, parcă văd că noi doi aici, ca doi bocioroși de aia de la Muppets, știi? Ne uităm la un ecran, ne dăm cu părerile și dacă ieșim cu băiețelul ăsta pe stradă, o să fim tăți și de la o parte. Da, da. Păi, dar ce crezi, mă, Eminescu, dacă ar fi trăit astăzi, el s-ar fi așezat pe trep? Eminescu vorbea despre dragoste, Pablo despre dragostea pentru Fiverr. Sincer, cred am că e mult mai important acum în generația noastră asta cu faima decât asta cu dragostea. Crezi că mai are priză, mă? Dacă îi mai atinge Eminescu? Da. Dar eu nu-mi dau seama nici pe noi când ne-a atins. Să fim serioși. Da, atins pe la teze. Da, pe acolo.
Bă, faptul că face referire la Eminescu îmi dă de gândit, înseamnă că i-a trecut pe la urechi. Dar aș vrea să văd și alte piese și cu alte materii, știi? Uite, că poate că el e deschizătorul acestui canal. Eu sunt cel mai tare fix ca Ștefan cel Mare. Op, op. Cineva trebuie să înceapă de undeva. A început omul cu Eminescu și a început bine, după părerea. Da, da, da. S-a dus unde trebuie, cel mai mare poet al României, Eminescu. Știi că a făcut Psihotropă albumul ăla ca să poți să iei la BAC? Pablo probabil o să facă un album să iei la evaluarea națională. Știi? Frumos! Frumos! Ce vreme frumoasă este afară. Vremea aceasta mi-aduce aminte de copilărie. Uite mă, să iau și ceva din generația mea, că sunt și ei prezenți în online. Am văzut asta, vai. Vremea aceasta mi-aduce aminte de copilărie. Ana, tu ce fredonezi? Ea nu-l ascultă. Da. Mie nu mi se pare normal. Da, da, da. Băi, a încercat omul să... Băi, cum... Bă, nu e în regulă, mă. Să mai spune despre noi bărbații că suntem frustrați. Păi cum, odată avem și noi ceva de spus frumos? Ce vreme frumoasă este afară. Vremea aceasta mi-aduce aminte de copilărie. Întotdeauna să știi că eu am apreciat oamenii care reușesc să folosească cuvântul aceasta în loc de asta. Da. E mare lucru, mă. Dacă ai fi și tu obișnuit cu scrisul de procese verbale, zici că... Atunci, cred că ți-ai... Zici că de aici e abilitatea asta dobândită. Ana, tu ce fredonezi? Voi știți ce zi e astăzi? Da, este 15 ianuarie. E ziua când s-a născut Mihai Eminescu. Ei, melodia asta o cântam eu în liceu. Cum de la ce cânti acolo la melodia asta o cântam eu în liceu? E puterea poetului. La zidirea soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. Noi muncind în tocmai ne-am ales cu, ne-am ales cu domnul Eminescu. Dar mă gândesc ei cum fac, contractează niște firme să refacă materialele astea, să refacă ei in-house. Par făcute in-house, sincer, par gândite de un băiat de acolo, de la ei, de la jandarmerie. Domnul cel de pasăre măiastră, domnul cel de nemurirea noastră, Eminescu. Mie mi se pare că e o deschidere către generația tânără. Dacă tu crezi că un tânăr din unitate a venit și a zis, domne, problema pe care o avem noi nu e că am dat cu gaze pe 10 august. Ci că n-am avut clip pe YouTube. Exact, e când și cineva a venit, are dreptate, mă. Eminescu. Asta era, Eminescu. Eminescu. Știi ce m-am întrebat eu? Păi de ce nu s-a oprit în loc să o asculte, mă? De ce au continuat mișcarea? Eu aș fi făcut ceva, aș fi înghețat lumea, mă. Aș fi oprit timpul, vă jur. Și dacă pleca la cu camera, oprește-te, mă, vor cântă fata. Pe ea, un slow motion, să se simtă freamătul. Eminescu. Eu cred că trebuia insistat mai mult pe treaba asta, că el era sensibil și să vezi jandarmul român sensibil, acolo trebuia insistat. Că ea oarecum i-a dat dismiss din start. Eminescu. Asta era, Eminescu. Eminescu. Îți dai seama că dacă ăștia au fost jandarmi obișnuiți, poate n-au fost pregătiți pentru hate-ul pe care a generat acest clip? Cu hate cred că sunt obișnuiți pentru că... Da, e meseria. E meseria care te expune, una la mână, doi. Poate au încercat să zică, domne, avem și noi sensibilitățile noastre și una dintre ele e pentru poetul național al românilor și te gândești că atunci când faci o referire la poetul național al românilor, cum să-ți sară lumea în cap. Ana, tu ce fredonezi? Voi știți ce zi e astăzi? Da, este 15 ianuarie. E ziua când s-a născut Mihai Eminescu. De când am văzut clipul ăsta prima oară, mi-a sărit în ochi că în aceste păhăruțe de plastic, care sigur sunt parte din viața noastră modernă, pliculețul de ceai cu șnur este păstrat în continuare. Deci nu doar s-a făcut un ceai și s-a pus în pahar, a rămas și pliculețul. Îți spun eu cum a fost la filmare. Deci, dubla 1. Băieți, îmi pare rău, dar stați ciudat cu mâinile. Haideți să vă dăm ceva. Uite, luăm niște pahare de ceai. Țineți aici paharele de ceai. Dubla 2. Nu arată bine, e ceva roșu în paharele, o să creadă lumea că bem vin în unitate. Nu se poate, puneți pliculețul înapoi în ceai. Dar l-am urcat la gol, nu mă interesează, îl puneți înapoi în ceai. Da, da, e posibil, pentru că, da, așa e, lumea te judecă, să uită și, oh, ia uite, mă. Ei, melodia asta o cântam eu în liceu. La zidirea soarelui se știe. Bă, e o încercare, mă. Bă, e o încercare. Cum să spun, e o... propaganda făcută de un copil care a învățat ce înseamnă propaganda acum 5 minute. A ieșit din ora de istorie și a zis, aha,
Deci asta mă voi duce și voi face și eu. Mie mi se pare că n-ai ce comenta la... Adică e superb. Nu e prea puțin. E un montaj frumos, într-adevăr. Publicul nu vrea rime complicate. N-ai văzut ce prinde la tineret în ziua de azi? Ritmuri simple, versuri despre iubire, despărțire, mare, soare. Aici a trimis niște săgeți către voi, părerea mea, dar discrete așa. Nu, mi se pare mai degrabă ceva foarte tare, faptul că ceva ce oamenii uită, că mereu a fost dorința asta, cred, de a fi appealing către comercial, adică nu s-a născut în ultimii 15 ani. Și atunci erau discuții, cred, de genul ăsta. Și e smart, e foarte smart. Tu ai darul slovelor, dar te teme a spune lucrurilor pe nume. Trebuie să scrii despre lucruri care te macină. Ce te macină pe tine, bădiță? Vreau să scriu despre metafizică. Rupi cu asta pe internet azi, îți zic. Dacă intri pe segmentul ăsta, eu vreau să mă bag. Nu stăpânesc metafizica, dar așa mi se pare o nișă tare de tot. Aș surprinde maxim, cred că și pe mine. Vrei să mori sărac și bolnav? E mișto să-ți imagineze de mine cu trăind în ziua de azi. Eu cred că și el ar trebui să se adapteze. Îți dai seama. Ia, fii atent la mine. Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă, toate ce e rău și ce e bine, tu te-ntreabă și socoate, nu spera și nu ai teamă, ce e balca, balul trece, de te-ndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Păi nu e, mă, asta șansa poeziei astăzi? Nu așa? Nu așa... Dă ea piept cu realitățile zilei de astăzi? Păi așa dă, doar că este pe, o pui pe YouTube și ăștia care râd aici sunt ăia care îți comentează. Dar ai văzut că, spre deosebire de Pablo, care are 1 milion și ceva, acest clip are 233.000, adică nu e... Oh, nici nu m-am uitat la asta, scuză-mă. Da. De la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sumisa, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Te-am lăsat în colb cu versul tău arhaic, te servesc cu strofe în ritm iambic sau trohaic. Asta e noua poezie. Eu aș zice și rap-ul, că e un pic de poezie acolo. Asta nu se știe despre Minescu, că el de fapt a inventat hip-hop-ul. Asta nu se învață la școală, de asta nu e lumea interesată. Și mi se pare mai interesant că îl auzi pe ăla care a scris-o, chiar el își recită treaba, știi? Și atunci înțelegi multe chestii și din intonație. Sigur, totul e mult mai personal. Cum ziceai că te cheamă? Mihai Minovici. Nu e bine, ne trebuie un nume mai românesc. De acum încolo o să-ți punem Emin M. Nu, asta sună ungurește. Știu, Mihai Eminescu. Băi, voi ați putea să faceți așa, copiii ar putea să învețe, mă. Dacă cineva s-ar gândi să vă roage pe voi să faceți altfel lecțiile, să fie lecții by sector 7. Chiar, pentru că e ceva vizual, adică poți să călătorești. E o poveste. În perioada aia, e o poveste, exact, e mult mai ușor de ținut minte. Ion Creangă. Nu știu alții cum sunt, dar eu vreau niște independență. Ion Luca Caragiane. Sunt un cetățean și m-am turmentat. Mihai Eminescu. Ce te legeni, turcule? Și o mulțime de poeți la care n-ai fost atent la școală. Îți aduc cel mai tare blockbuster care nu va exista niciodată. Să vezi la evaluarea națională cum ar crește dacă o dai așa pe zona asta. Păi întreabă-i de sus în cantități industriale, că nu cred că e unul care să nu aibă versul ăsta în minte mereu. Am putea, știi, să faci cu pașoptiști. Mergem la răzbel. Mama. Și îți dai seama cum e când se aduc la școală și vine profesora și le spune: copii, știți ce vom face în următoarele 50 de minute? Ce? Întreabă Steluța din prima bancă. Ne vom uita pe YouTube. Cred că nici nu vor să iasă în pauză. S-a sunat, nu ne interesează. Dați play mai departe. Mai 10 minute, difum. Da. E timpul să afli tot ce n-ai învățat la școală, fiindcă nu s-a întâmplat. Serios, filmul ăsta nu există. Deci, zici că mai are vreo șansă Eminescu în afară de clipurile astea trei pe care le-am văzut noi? Aia are tot așa, când trebuie să-l scoatem de la naftalină ca să ne punem noi, pe noi în valoare, că bă, ne mai duci. Noi mai citim și o carte. Gata cu lecțiile pe ziua de azi, gata cu poezia. Doar dacă insistați voi, sunt pregătit să primesc și like-uri și unlike-uri după cum vă lasă sufletul. Iar dacă vreți să-mi creați cu adevărat probleme, punându-mă pe gânduri și obligându-mă astfel să postez mai des și chiar mai personal decât am făcut-o până acum, loviți-mă cu un aspru subscribe dacă n-ați făcut-o deja. Mi-e jenă să mai pomenesc și de clopoțelul ăla. Deci trec direct la mulțumiri, pentru că astea sunt de-a dreptul inevitabile. Sper doar să nu fie o surpriză pentru nimeni. O să revin. Sunt Andy Moisescu. Mă înclin. Voie bună!